Mulțumim Domnului pentru călăuzirea care am avut-o până acum și ne nădăjduim în continuare că El este la cârma tuturor lucrurilor de aici din Betel. Lăudați să fie numele Lui în veci. Nu se putea un text mai potrivit, mai frumos pentru timpul de închinare, ca și Psalmul 23, având legătura cu motoul duminicii din ziua de astăzi, cuvântul care s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Mântuitorul spune la un moment dat în Ioan capitolul 5-6, după mulțirea pâinilor imediat, că eu sunt pâinea care s-a coborât din cer ca să dau lumii viață. Cine mă mănâncă pe mâine are viață, cine nu mă mănâncă nu are viață. Cu referire la cina Domnului, bineînțeles, atunci când ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, dar și cu referire la această carte care credem că este cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să fie lăudat! Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Toiagul și nuiaua lui mă mângâie. Explicați-mi cum vine asta. Că toiagul și nuiaua, nu știu dacă sunt pentru a mângâia pe cineva. Noi care suntem părinți și care suntem mai de modă veche un pic, am avut nuiele acasă și dispărea una după alta. O trebuie să le ascundem pentru că copiii le găseau. Acum să nu vă închipuiți că aveam tot felul de unelte de alea de tortură sau știu eu, alte lucruri. Mi-am adus aminte când eram mai mic, cum proceda tatăl meu cu mine și acum cine are credință și vreau să demonstrez un pic ceva. Trebuie să demonstrăm practică, să vede lucrul ăsta mai bine așa. Cine are îndrăzneală? Un frate. Niciunul. Florin. Stai acolo, că ești mai înalt ca mine. Se vede mai bine așa, am auzit? Dar mă adunai păr, dar... O mână m-a luat tata de ureche. Nu chitea necă. Și cu aia altă mă mângâia. Bă, copil, dar mă strângea de ureche. Ce? Ce-ai făcut astăzi? Când scăpa mâna mai jos, când simțeam o pauză, știam că vine în viteză. Dar de ureche nu mă lăsa. Și iară mă mângâia, și iară mă mângâia, și mai trăgea câte una. Mulțumesc. Așa face Dumnezeu cu noi, când ne mângâie, cu o mână ne ține, că dacă nu ne-ar ținea, praf ne-am face. Și chiar dacă ne mai mângâie și cu cealaltă așa, în viteză cumva, îi mulțumim pentru tot ce o îngăduie să treacă prin viața noastră. Că toate lucrurile astea lucrează înspre ceva, spre binele nostru, spre binele celor ce îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos. Lăudat să fie numele Lui în veci de veci. Subscriu la ceea ce fratele Aurel a enunțat dimineața aceasta despre dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, Evanghelia după Ioan care vorbește despre acest lucru, aș vrea să mă duc puțin mai departe, având în vedere că noi avem cartea aceasta pe care o numim Sfânta Scriptură, tradusă de Cornilescu în limba română. În ziua de astăzi sunt mai multe traduceri, chiar foarte multe, personal am acasă mai multe. Și cât este de important acest principiu, că pot să-l numesc principiu, la început era cuvântul. La început era cuvântul. Noi când venim la biserică, observați, că e miercuri seara, că e vineri seara, că e duminică dimineața, frații care deschid programul salută biserica, ne rugăm, mulțumim Domnului că suntem în adunare și următorul pas să citește automat din cartea asta care este cuvântul lui Dumnezeu. Și așa cum spunea fratele Aurel, este scrisoarea de dragoste a Domnului Iisus Hristos trimisă celor iubiți de El. Câți ați făcut armata în România? Mâna sus. Acum rămâneți cu mâna sus cei care primeați scrisori de la iubita voastră. Nu vă rușinați. După ce m-am căsătorit, Dana le-a găsit.
o primeam și o citeam. Erau niște formule la început, cu prinsul, bineînțeles, ne interesa mai mult, și cuvintele de încheiere. Erau scrisoarele alea de dragoste. Bineînțeles, trimiteam înapoi răspuns. Și Doamne ferește, dacă după 3-4 zile nu venea ceva înapoi, intram parcă în panică cumva. Astăzi a dispărut foaia aia, știu eu, când desfăceai plicul, avea un miros așa caracteristic. Dacă era scrisă cu stilou sau cu alt, știu eu, alt instrument de scris, tot felul de floricele făcute, tot felul de forme, ca să pară cât mai expresivă. Astăzi, și eu la fel și voi, scrisorile care ni le trimitem nici nu mai sunt cuvinte. Este tot felul de formule de astea și trebuie să mă uit când scriu tinerii între ei, mă, ce înseamnă cuvântul ăsta? K, R, D, G, nu știu. După aceea, ce înseamnă asta? După aceea trebuie să deduci, că de fapt ce-o vrut să zică. Nu mai este nimeni interesat să urmărească o predică, un mesaj de la A la Z. Cele mai multe vizionări au, cum se numesc astea scurte? Shorturile, da, din engleză, astea scurte. Doamne ferește să treacă de un minut jumate sau de două minute, că nici nu te mai bagă nimeni în seamă. Da să asculți un mesaj de la A la Z, de o oră, o oră și ceva, nu? Da cumva să citești ceva din Scriptură, în primul rând. În Matei, capitolul 13, repet din nou lucrul acesta, spus de mai multe ori în biserică. Ucenicii n-au înțeles pilda semănătorului și Mântuitorul o tâlcuiește și spune aceeași sămânță care a căzut în patru feluri de pământuri. Matei 13:19. Un om aude cuvântul, dar nu-l înțelege. Versetul 20. Aude cuvântul, dar n-are rădăcină. Versetul 22. Aude cuvântul, dar îngrijorările, înșelăciunea bogățiilor acestui veac. Abia ultimul pământ, versetul 23, spune așa. Aude cuvântul și îl înțelege. Acela aduce rod. Cât? 100, 100%, 60 sau 30. Dar aduce. De aceea, încă o dată, dragilor, cuvântul acesta, care îl avem în forma asta, trebuie citit în primul rând, trebuie crezut și trebuie trăit. De ce este important cuvântul lui Dumnezeu? La început era cuvântul. Pavel îi scrie lui Timotei într-una din scrisori, în 2 Timotei, capitolul 3, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Și continuă apostolul în capitolul 4 și zice, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește ce? Cuvântul! Și spuneți amin. Propovăduiește cuvântul, stărui asupra lui la timp și ne la timp. Și încă o dată zice, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și toată învățătura. Parcă este o copie a ceea ce apostolul vorbește în 1 Corinteni, capitolul 14, acolo unde vorbește despre darurile duhovnicești, darul limbii și a prorociei, versetul 3. Cine prorocește dimpotrivă vorbește oamenilor cum și ce? Zidire, sfătuire, mângâiere. Ieri după masă am participat aici la întrunirea tinerilor, care tot din două săptămâni are loc. Și printre cei care am fost, au fost și care au dar de descoperire, vase de lucru. Și Dumnezeu a vorbit personal la câțiva din tineri. Și stăteam în spate și mă uitam cum Dumnezeu vorbește atât de clar, zidire, sfătuire, mângâiere.
toate lucrările, tot ce se face în Biserica Betel, trebuie să aibă la bază cuvântul lui Dumnezeu. Orice altceva vine din afară, atenție mare, că nu-ți trebuie mult să pui într-o ciorbă bine pregătită, numai să scapi ceva acolo nepotrivit și atunci îți dai seama că e problema. În Marcu capitolul 2, Domnul Iisus Hristos, acolo unde este vorba de vindecarea celui paralitic, care a fost adus de cei patru înși, era în Capernaum, Mântuitorul, și s-a auzit că este în casă, s-au adunat atâta îndată, așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. Și auziți, ce făcea Iisus? El le vestea cuvântul. Predica. M-am întrebat așa, ce-o fi predicând Iisus? Înțelegem pe Pavel și pe ceilalți succesori care predică pocăința, despre Ioan Botezătorul, care înainte de Domnul Iisus Hristos a predicat pocăința și a zis: pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape. Dar Iisus ce-o predicat? M-am gândit, nu spune Biblia aici ce-o predicat, dar vreau să spun așa cu cuvintele mele, să dădea pe El simplu, pe El exemplu. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre ei în Capernaum, în Ierusalim, în München. Despre ce predica Iisus acolo? Și au venit ceilalți, stăteau oamenii gură cască și l-ascultau. Au venit ei a patru cu acel paralitic, cu acel paralizat și Mântuitorul zice: păcatele sunt iertate. Hulește! Păi cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Ziceau ei în sinea lor, Mântuitorul cunoscându-le gândurile, ziceți: pentru ca să știți că Fiul omului are putere să ierte și păcatele, ție zic slăbănogului, ridică-te, ia-ți patul și umblă. Știți care este mirarea? Iisus le-a predicat cuvântul. Mirarea este în felul următor. Versetul 12. Îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau: niciodată n-am mai văzut așa ceva. Ce s-a întâmplat cu ce au auzit înainte? Mântuitorul le-a predicat cuvântul. Ce s-a întâmplat cu cuvântul care l-au auzit ei? Cum veniră, se făcură, toți o apă și un pământ. Talmeș, balmeș. Pentru că de multe ori suntem căutători, alergători și vrem să vedem ceva senzațional. Dacă cuvântul Domnului este predicat de aici și dacă mergem acasă și am auzit lucrurile astea, dacă nu a fost o descoperire dumnezeiască în biserică, prin care vasele de lucru să zic așa vorbește Domnul, înseamnă că nu a fost nimic. Chiar? Oare chiar așa este? Știți că Apostolul Pavel strigă de mai multe ori celor din Galatia, din Efes și așa mai departe, aproape la fiecare la care le-a trimis o scrisoare: tare mi-e frică, mă tem, să nu ne fi ostenit degeaba pentru voi. După înviere, Domnul Iisus se arată celor doi în drum spre Emaus. Și Mântuitorul se apropie de ei încetul și zice: despre ce vorbiți? Și ei zic: tu ești singurul străin aici care nu știe ce s-a întâmplat acum zilele trecute în Ierusalim, cum Hristos, un proroc tare în cuvinte și în fapte, a fost dat la moarte. Și acum niște femei, știu eu, zic că l-au văzut înviat. Ce să credem? Oh! Zice Mântuitorul: zăbavnici, Luca 24. O, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Nu și-au putut închipui că unul ca el, ca și Hristos, Domnul, care le-a mulțit pe pâini când o vrut, care le-a dat la pești de mâncare, le-a dat să mănânce pești cât o vrut ei, care i-a vindecat, o înviat din morți, nu le venea să creadă, nu puteau să conceapă că ăsta e mort.
cine ne mai dă să mâncăm, cine ne mai vindecă copiii, cine ne mai ajută, cine știu cine. Și a început ce, Iisus, când a ajuns în casă la ei? De la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit ce? Toate scripturile. Vedeți, nu zice Mântuitorul, eu-s ăla care a înviat pe fiica lui Iair. Eu-s ăla care am deschis pe ochii orbului Bartimeu. Eu sunt acela care v-am dat de mâncare la voi 5.000 afară de femei și de copii în pustie, v-am mulțit pâinele. Eu sunt ăla. Nu! Ce face? Le predică Scriptura. Filip, mare trezire în Samaria, Petru și Ioan erau acolo, zice, te duci urgent, fugi pe drumul care este pustiu, care coboară de la Ierusalim la Gaza, fugi și ajunge carul, că este unul acolo care ce face? Citește, dar nu înțelege. Se apropie Filip de car și zice, înțelegi tu ce citești? Cum să înțeleg dacă nu-i nimeni care să-mi explice? Să urcă Filip la el în car și începe să-i explice. Păi nu-i vorba despre Isaia acolo, citea pe Isaia 53, e vorba despre cel care era promis și a venit. Uite, zilele astea a fost, acum de curând a fost dat la moarte și a înviat și e viu în vecii vecilor. Noi eram toți în odaia de sus și Duhul Sfânt s-a coborât peste noi. Și El ne-a poruncit să mergem să propovăduim ce? Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și să se va boteza va fi mântuit. Cine nu va fi osândit. Stop! Opresc aia căruța. Uite apa. Ce mă împiedică? Nimic. Dacă crezi, se poate. Ce să crezi? În Domnul Iisus Hristos. Petru se ridică în Fapte 2. După coborârea Duhului Sfânt, pentru că și-au bătut joc de ei, așa cum se întâmplă și astăzi. Și-au bătut joc de ei și a zis, oameni buni, noi nu suntem beți, ci asta nu este de fapt decât numai împlinirea prorociei spusă cu sute de ani în urmă prin profetul Ioel, că în zilele din urmă voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii vor avea visuri și vedenii. Voi l-ați dat la moarte pe Hristos Domnului, voi l-ați pus pe cruce. Dar a treia zi după Scripturi l-a înviat Dumnezeu și este viu în vecii vecilor și stă la dreapta lui Dumnezeu. Ce să facem? Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie și apoi să fiți botezați și apoi veți primi darul Sfântului Duh. În Fapte capitolul 5 se întâmplă ceva, apostolii închiși. Un înger al Domnului, acum, hai să ne punem cumva, să ne transpunem în timp și să zicem, eu și cu încă unul să fim închiși pentru credință, în pușcărie. Acum, să nu credeți că pușcăriile erau ca și în ziua de astăzi, unde primește meniu, nu-mi place carne de pui, să-mi dea ducă carne de nu știu ce, tot felul de mofturi și de astea. Nu și pușcărie, astea mai bine trăiesc mai bine pușcărie ca și acasă, poate. Erau cu picioarele în butuci, lanțuri legați. Un înger al Domnului, în noaptea aceea, le dă drumul afară și ce le zice? No, bine că a scăpat, acum mergeți și vă vedeți-vă de drum. Și ce le zice îngerul? Plecați și propovăduiți pe Hristos Domnul în templu. Predicați cuvântul. Dacă m-aș fi văzut liber, iepure eram. A căsucă. Și până să te liniștești, până ce să-ți revii un pic din șocul lanțurilor și a butucilor și apoi să mai vedem noi dacă mai predicăm. Ucenicii niciuna, nici alta s-au dus. Mai mari soborului i-au ascultat și au zis, bă, stați puțin că voi ați fost în temniță, în pușcărie. Păi nu v-am spus noi cu câteva zile înainte să nu mai predicați, să nu mai predicați cuvântul? Și zice Petru, este mai bine și trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Slăviți să fie numele Lui. Dragilor, închei și completez și subliniez la ceea ce spunea și fratele Aurel. În ziua de astăzi putem să spunem, Domnul este păstorul meu. Dați-mi voie să vă spun, prea puțin. Prea puțin. Așa de repede te scapi de un lucru, dați-vă voi să vă spun și de autoritate dintr-o biserică.
Domnul e păstorul meu, frate, Domnul, serios? Știți ce spune Toma când a venit Domnul Iisus a doua oară pentru el, la frații lui? Domnul meu și Dumnezeul meu. Domnul meu și Dumnezeul meu. Dacă Hristos, păstorul care te-a dus la ape de odihnă, ți este și Domn și Dumnezeu, ce înseamnă să-L ai pe El ca Domn? Nu mai faci ce vrei. Nu mai faci ce vrei tu. Faci numai ce zice El. Dacă ți este Dumnezeu, atunci recunoaște-L în toate căile tale. Așa îi spunea Moise lui Iosua. Recunoaște-L în toate căile tale. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cugete asupra ei zi și noapte. Și dacă vei face atunci așa, vei sputi în toate planurile tale. Domnul este Domn și Dumnezeu. Este viu și stă la dreapta lui Dumnezeu în veci de veci. În ziua de astăzi mai este și mijlocitor. Am putea să dăm o grămadă de titluri, o grămadă de atribute care ale Domnului Iisus Hristos la momentul acesta când vorbim noi aici. Ia-L ca și păstor, pune ce vrei tu după cuvântul ăsta, Domnul este, pune ce vrei tu, dar nu uita, nu uita, nu, cum să zic așa, să nu-L dezamăgești. Noi, eu eram copil mic și părinții mei au venit de la țară, s-au mutat la oraș. Și parcă mi-era rușine, mergeam la școală în clasa întâi și vedeam pe copiii de domni. Știu, îmbrăcați bine, așa. Eu știam că noi avem acasă oi, că avem o vacă. Veneam de la școală și repede, repede, să lecțiile și seara trebuia să mă duc să aștept vaca, că venea din ciurdă, să o aducem acasă. Și parcă mi-era cumva rușine. Dar pe de altă parte, aveam și un hintergedanke cumva în spate, mă, să nu-L dezamăgesc pe tata și pe mama, să nu le fac numele de rușine. Eu vă spun înaintea Domnului, tatăl meu, chiar dacă mă așa, dar preferam să mă fi bătut de multe ori, să-mi fi dat o bătaie așa, cureau afară și dă-i. Punea înaintea lui, mă mângâia, așa, și îmi spunea, și îmi spunea, și îmi spunea. Și mulțumesc pentru toate mângâierile și toate cuvintele care mi-au spus. Dragi părinți, nu înțelegeți greșit. Să nu înțelegeți greșit. Cuvântul Domnului spune așa, că cine cruță nu iaua, e un nebun. Nu-și iubește copilul. Evrei 11 sau 12 zice acolo că Dumnezeu pedepsește pe cine iubește. În ziua de astăzi e mai dificil, categoric, e greu. Doamne ferește să ai o vânătaie numai și dacă nu i-ai făcut totul, dar să nu apelați la așa ceva. Dacă a căzut, dacă s-a lovit, să duce la grădiniță, să duce la școală, imediat te trezești. Bă, ce-a făcut copilul ăsta? Ce-ați făcut cu el? Trebuie documentații, trebuie martor una alta că au căzut, că s-a lovit. Dacă copilul poate nu te are cumva așa la măsea, poate să zică ceva și atunci intrăm la încurcături. Dar cel mai bun anuiaș și cel mai bun toiag este genunchiul plecat. Îi aducem înaintea Domnului și Doamne, am făcut tot ce am știut, îndură-te Tu de ei și vorbește-le Tu, trezește-i Tu și nădăjduim că El o face. Sunt tot felul de trenduri în ziua de astăzi. Am spus că închei. Sunt tot felul de trenduri în ziua de astăzi. Acum, sigur că poți să pierzi timp berechet tot. Știți că a fost o lucrare vineri seara aici în biserică? Printr-unul din slujitori, cei care ați fost. Spuneți-le la aia care nu au fost. Era vorba despre mine, despre tine, despre altul, care îmi investim foarte mult în... Așa. Ce mai este? Că nu sunt lungi, că dacă ar fi lungi, garantat că îl închide. Atât ai de șmecher făcut sistemul ăsta, atât ai de pervers, încât 10 secunde, 15 secunde și dai la următorul. Iar 10 secunde, iar dai la următorul. Dar știți că sunt și clișee de astea sau
release, sau cum se numesc, short-uri, video de-astea scurte, chiar și din biserici. Și trendul știți care este astăzi? Ăsta vine din lumea ocultă, a lumii Africii. Acum, eu nu vă zic să mergeți acasă, să mergeți acasă căutați, nu vă dau idei. Dar, tot așa, mă, într-o adunare de africani, ăia săraci, pământ pe jos, praf, uite așa, niște, ce bănci, scaune de alea de plastic, dar el îmbrăcat la 4 ace, costum, fai de mine și de mine, știi cum? Nu mă întinde mâna așa spre 2-3 și tăți cad pe spate. Și scriu la comentarii, frații noștri, puterea Duhului Sfânt, bă, fiți serioși, măi, mă. Duhul Sfânt a fost dat ca să convingă lumea că este păcătoasă. Duhul Sfânt nu face show, nu face teatru în adunare. Duhul Sfânt este mângăitorul, darul promis de sus, dacă El dă și daruri în biserică. Apoi, frați și surori care aveți daruri, să vorbiți ceea ce vă dă Domnul. Decât să vorbești altceva, puneți lacăt pe gură. Că dacă Domnul vrea să vorbească, vorbește. Mai sunt mesaje care le primesc și eu pe WhatsApp. Nu mă trezesc că cumva într-o grupă de nu știu cine, sute de, nici nu-i cunosc, habar n-am cine. Grupa nu știu care. Și trimit mesaje. Lucrare dată nu știu în ce biserică, dați-o mai departe, că dacă nu o dați mai departe, e problemă. Dacă nu weiter geleitet, atunci se întâmplă nu știu ce. Bă, oameni buni, are nevoie Duhul Sfânt al lui Dumnezeu de WhatsApp? Are nevoie Duhul lui Dumnezeu să dai tu un vital light în așa? Chiar are nevoie? Avem cuvântul acesta care este Scriptura. Filtrați totul prin cuvântul lui Dumnezeu. Orice altceva, Pavel spunea, noi dacă am venit cu o altă evanghelie, celor din Galația, din Galateni, capitolul 1, dacă un înger din cer ar veni cu o altă evanghelie, afară de ceea ce v-am spus eu, de Evanghelia care v-am propovăduit, eu spunea Pavel, să fie anatema. Anatema înseamnă despărțit de Dumnezeu pentru totdeauna. Ne rugăm Domnului în final ca toți cei care se ridică de aici să predice o Evanghelie curată. Mântuirea este prin Domnul Iisus Hristos, punct. Cine crede și se botează va fi mântuit, cine nu va fi osândit. Faptele vin după aceea, datorită faptului că sunt mântuit, procedez la fapte. Să nu creadă care cumva că va fi mântuit prin fapte. Nu, că atunci degeaba a murit Hristos. Mântuirea este prin credința în Domnul Iisus Hristos, în jertfa de la Golgota și restul, știți ce zice Pavel în Filipeni? Să vă duceți mântuirea până la capăt. Cum? Cu frică și cu tremur. Doamne, binecuvântă toată biserica. Haideți să stăm ridicați. Păziți-vă de lucrurile care, chiar dacă ți se pare că ceva nu e în regulă, lasă-le deoparte. Păziți-vă, feriți-vă, spune cei din Tesalonic, de tot ce se pare rău. Dacă un lucru ți se pare că nu e ok, că nu, măi, eu nu așa am învățat din cuvântul Domnului, atunci lasă-l deoparte. Tot ce facem să fie spre slava lui Dumnezeu și potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Dacă vom predica din cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl predicăm pe Hristos, oamenii se vor mântui, Dumnezeu va lucra și în bunătatea Lui se poate atinge și de trupurile noastre să ne vindece, de la ce ne-ar folosi să fim vindecați, la ce ne-ar folosi să fim sănătoși și să ne ducem în iad. Au fost 10 care au fost vindecați, 10 leproși, și pe când mergeau s-au uitat la ei pe drum și au zis, bă, îți vindecați și tu ești vindecat, da. Săreau în sus de bucurie, pușcau din degete și la fugă spre casele lor și au zis unul, bă, nu-i corect. Eu mă duc înapoi să-i mulțumesc. Păi cum, mă, eu eram sortit morții, eram sortit pierzării. Trebuia să mor, nu mai aveam acces în tabără, eram dat afară. Și uite acum a scurat. Nu se merită să mă duc înapoi să zic lui ăla din Nazaret, fiul tâmplarului, îți mulțumesc. A venit înapoi și a zis, îți mulțumesc că m-ai vindecat. Mirarea a fost, știa Mântuitorul, știa înainte de a-i vindeca, că vor pleca și numai unul se va întoarce.
Dar pentru noi, ca să avem învățătură în ziua de astăzi, zice Iisus, oare nu toți 10 au fost vindecați? Ceilalți 9, unde sunt? Întrebare fără răspuns. Câți au plecat din fața Mântuitorului vindecați, eliberați și după aceea poate i-au înghițit iadul? Câți? Nu știm. Dacă Biblia tace, tăcem și noi. Dar de ăsta e sigur că i-a zis Hristos, du-te în pace, credința ta te-a mântuit. Haideți să-i mulțumim Domnului că ne-a mântuit prin puterea Evangheliei. Duhul Sfânt a lucrat la mintea noastră, la inima noastră, am auzit cuvântul. Credința vine în urma auzirii, l-am mărturisit în apa botezului. Doamne, dă-ne putere să ducem mântuirea până la capăt. Cum? Cu frică și cu tremur. Amin. Ne rugăm.